Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am găsit la o ceașcă de IT. Astăzi vom sorbi împreună o nouă picătură de tehnologie și vorbim despre Oppo Air Glass 3. How can we solve this problem? How do you enhance the flexibility of robotic claws? You should give this claw style a try. Yeah. Good job. How do you know all this stuff? Desigur, realitatea augmentată este interesantă, dar ce ar fi să vină sub o formă care nu arată ciudat pe fața ta? Oppo a dezvăluit luni un prototip de ochelar de realitate augmentată cu un asistent vocal. Vedem astfel modul în care giganții din electronică încearcă să aducă inteligența artificială și mai aproape de noi. Dispozitivul arată ca o pereche obișnuită de ochelari, iar Oppo caută să găsească un design care să poată fi purtat în fiecare zi, ca însoțitor al unui smartphone. Deoarece sunt ochelari AR, utilizatorii pot vedea conținutul digital peste perspectiva lumii reale. Ar putea fi vorba despre informații precum o notificare sau poate o hartă pentru navigare. Air Glass 3 trebuie să fie conectat cu un smartphone Oppo, iar utilizatorii pot controla ochelarii cu senzor tactil de pe partea laterală a ramei. Mai mult decât atât, Air Glass 3 este echipat cu un asistent vocal care este alimentat de modelul de limbaj mare al gigantului tehnologic chinez numit AndesGPT. Acestea sunt modele AI antrenate pe o cantitate imensă de date și stau la baza multor chatbot-uri a căror popularitate a explodat în ultimul an și jumătate. Asistentul vocal este în prezent disponibil numai în China, a spus Oppo într-un comunicat de presă. Chatbotul este capabil, citez, să efectueze căutări de informații și să poarte conversații pentru a ajuta utilizatorii în sarcini precum planificarea călătoriilor. Oppo este una dintre numeroasele firme de tehnologie din China care și-a dezvoltat propriul LLM alături de altele precum Alibaba și Baidu. Conform companiei, ochelarii sunt, citez, un dispozitiv portabil potrivit pentru AI datorită caracteristicilor sale naturale, cum ar fi interacțiunile vizuale și vocale, pentru a deveni în cele din urmă cei mai buni însoțitori pentru smartphone-uri în mai multe scenarii, închei citatul. De data aceasta, ochelarii aduc un plus de confort cântărind doar 50 de grame. Deoarece sunt doar un prototip, momentan nu este clar dacă Oppo plănuiește să-i comercializeze. Totodată nici prototipul anterior, Air Glass 2, nu a fost vândut publicului. Cu toate acestea, Oppo încearcă să-și arate priceperea tehnologică pe o piață despre care crede că ar putea fi mare în viitor. Ce părere aveți despre acești ochelari ce folosesc realitatea augmentată și cum credeți că o să ne ajute în viitor? Vă mulțumesc, ne vedem data viitoare!